Slăviți și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Isus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să deschidem scripturile în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, și să citim de aici cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei le au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Isus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urma zis ucenicilor. Haidem să ne întoarcem în ideea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în ideea? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acestia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre o dihnă căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Tom a zis, Geaman a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Isus, a aflat că Lazar era de patru zile mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Isus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Isus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Știu, a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea, cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a zis aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a scolat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, era tot în locul unde îl întâpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când a văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Isus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Isus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis, unde l-ați spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Isus plângea. Atunci iudeii au zis, iată că îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, i-a zis Isus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu, că este mort de patru zile. Isus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul, și Isus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă în prejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudei care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în el, dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă invit să vă reașezați. Căile Domnului sunt neînțelese. Încurcate pentru oameni. De multe ori ni se pare că Dumnezeu a uitat planeta și a lăsat-o pe liber. Ni se pare că totul e un haos și lăsat în voia soartei, legii întâmplării. Ni se pare că Dumnezeu ne-a uitat și că nu mai știe pe unde suntem. Și ni se pare deseori că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de noi și nu mai ține cont de noi. Ni se pare că nu ne mai iubește și că nu este interesat de ceea ce facem sau de lucrurile prin care trecem. Ni se pare de multe ori că rugăciunea nu mai are nicio valoare, nu mai are niciun efect, nu mai are nicio putere. Ni se pare că totul se sfârșește și că viața oricum nu mai are niciun sens. Și totul pare că se îndreaptă spre un mare sfârșit. Și trăim ultimul ceas Ultimul ceas. Dar chiar atunci, în ultimul ceas, intervine Dumnezeu. Eu așa l-am cunoscut ca specialist al ultimului ceas. În această zi, vreau tocmai să-l prezint pe Dumnezeu ca specialist al ultimului ceas. Când viața intră în prelungiri, și când moartea este ultima anexă. Când aproape se trage linia și se încheie socotelile cu viața, când soarele apune și trage după el orice rază de speranță, când piatra e deja pe mormânt și mirosul macabru al morții se simte și te înfioară, când lacrimile sunt singurul tratament și tristețea e singurul prieten, când dezamăgirea e singura opțiune și fuga de viață poate este singurul alin, vine cineva, când nu mai vine nimeni vine Dumnezeu. Vine Isus. El este specialistul ultimei soluții. Specialistul ultimul ceas. El intervine când nu mai ai nicio șansă, când ești convins că nu te mai poate ajuta nimeni. Când ai încercat totul, iar rezultatul e mereu același. Zero. Nimic. Când toate planurile au ieșuat și nu mai rămâne niciun plan de rezervă, niciun plan B. Când toate pânzele sunt sur, da, sus, dar vântul E doar amintire. Și când viața se îndreaptă spre un mare nicăieri, îl poți întâlni totuși pe specialistul ultimului ceas. Istoria biblică este plină de exemple în care Dumnezeu a intervenit, cum spunem noi și cum voi folosi des astăzi expresia, în ultimul ceas. Pe ultima sută de metri de multe ori chiar în ultima secundă disponibilă pentru a oferi o soluție. Avram. Avram iese din Babilon, se promite o țară, are parte din niște promisiuni extraordinare, o familie mare, un neam puternic, cât stelele cerului, un viitor strălucitor, dar timpul trece, ajunge la 99 de ani. Viața intră în faza numită ultimul ceas. Moartea e la ușă, familia e doar un vis, niciun copil, niciun urmaș. În arșița zile însă sosește specialistul, deghizat în străin, flămând și obosit. Anunță scurt și simplu, a venit ceasul, ultimul ceas. La anul pe vremea aceasta vei ține în un fiu, iar Sara râde. E prea târziu. Sunt prea bătrână. Doar Marte o mai pot ține în brațe de acum. Dar, dintr-un om aproape mort, se naște o familie. Se naște o națiune. Se naște o viață care va da viață în continuare a sute de regi, a mii de genii, a milioane de oameni, cei mai bogați, cei mai puternici, cei mai inteligenți, pentru că Dumnezeu intervine mereu în ultimul ceas. În ultimul ceas se nasc evrei dintr-un om care trăiește ultimul ceas al vieții. Același Avram urcă pe muntele Moria, trebuie să se închine lui Dumnezeu, dar de data asta Dumnezeu îi indică jertfa, fiul tău preubit, unicul fiu. Și Avram ascultă. Duce lemnele, așează pietrele, aprinde focul, leagă jertfa, ridică cuțitul și în ultima secundă, din cer se aude un glas, Avrame ajunge. Și în același timp, aude în spate un behăit de berbec. Aceea e soluția. În ultimul ceas, în ultima secundă, intervine Dumnezeu și spune Avram, doar am vrut să te încerc. Am vrut să văd dacă și credința ta merge până în ultimul ceas al vieții. Până în ultima ta suflare ești gata să-L slujești pe Dumnezeu și să asculți. Și așa să ne ajute Dumnezeu și noi până în ultimul ceas să-I slujim lui Dumnezeu. Iosif, un tânăr special, visează înalt. Iostea mare și luminasă și tot ceilalți îi se închină lui. Viața, visul acesta însă e doar un vis, și viața, realitatea vieții este mult, mult mai cruntă. Este dezbrăcat, legat și aruncat în fântână. Frații, frații lui, cei care, potrivit visului, trebuiau să-i se închine, de fapt îi fac rău. Apoi este vândut, devine rob, fără drepturi, fără identitate dar nu fără integritate. Respinge ferm păcatul și ispita, dar iată că ajunge la închisoare. Și se pare că îi merge din rău în mai rău. Ajută pe alții, dar este uitat. Miniștrii care erau cu el în închisoare fac promisiuni, ca toți politicienii, dar unul moare și altul nu moare de grijă lui Iosef, așa că lui uită repede. Și timpul trece și intră iarăși viața în faza numită ultimul ceas, când totul pare pierdut, când visele rămân doar vise. Dar, deodată, la ușa temniței apare un sol din partea lui Faraon. Avem nevoie de tine. Și dintr-o dată totul se schimbă. Este îmbrăcat cu cele mai rafinate haine, cu cea mai înaltă autoritate și cu cel mai nobil respect. Și în ultimul ceas, intră pe scena lumii și a istoriei acest tânăr care va salva omenirea de atunci din cea mai mare criză globală cunoscută pentru ei. Și visul lui de altă dată, de zeci de ani în urmă, prinde acum formă, chiar în ultimul ceas. Pentru că Dumnezeu este specialist al ultimului ceas. Mardoheu și el, rob, străin, fără familie, fără viitor, fără copii, dar nu și fără demnitate. Nu se pleacă în fața demnitarilor corupți și cu aerii de Dumnezeu. Este urmărit, este persecutat, este anchetat, este condamnat și îi se pregătește o spânzurătoare înaltă, din invidie. Nu doar el să fie pedepsit, ci tot neamul lui, toți evreii, trebuie exterminat, orice evreu trebuie exterminat. Două zile de Holocaust persan se pregătesc și se înscriu în calendar pur. Sorțul este aruncat pe ei, soarta este în defavoarea lor. Dar vine și ultimul ceas. În ultima noapte, Împăratul nu are somn și începe să citească în cărți. Și în cărțile Împăratului este Mardoheu. Pentru că Mardoheu este încă în cărți. Mardoheu este în cărțile lui Dumnezeu, este în cartea lui Dumnezeu. Și chiar dacă i-a venit ultimul ceas, Mardoheu este acolo. Apare Haman dimineața. Împăratul are o întrebare. Hamane, vreau să, vreau să răsplătesc pe cineva. Vreau să fac un bine cum n-am făcut niciodată, să dau cele mai înalte onoruri. Și Haman se gândește oare pentru cine să fie aceste onoruri, cine le merită. Eu, e normal, totdeauna, noi suntem cei mai vretnici. Așa că Haman prezintă scenariul. Să se pregătească cea mai bună caleașcă a împăratului, cele mai bune haine, cele mai înalte onoruri. Tot să se plece pe genunchi, pregătește un întreg scenariu, un întreg protocol de maximă autoritate. Să se strige în fața celui pe care vrea să-l cinstească împaratul. Și totul pare atât de, de frumos și totul este regizat atât de bine. Numai că exact în ultimul ceas, în ultima secundă se aude ceva de felul acesta, bravo Haman, e perfect planul tău, numai că cel care va sta acolo este Mardoheu. Tulburat și mai ales că el trebuia să ducă, el trebuia să-l prezinte lumii pe Mardoheu, continuă planul său demonic, Haman. Merge înainte cu spânzărătoarea și merge înainte cu sorțul. Și zilele sunt numărate. Exterminarea evreilor este decretată prin lege împărătească și legea asta nu se poate schimba. Nimeni nu are dreptul să o schimbe niciodată. Cu o singură excepție. Specialistul ultimului ceas. El poate schimba legile și el le poate schimba în favoarea celor pe care îi iubește. Orice evreu va fi jefuit și ucis, iar poporul evreu, poporul acesta, va dispărea în praful istoriei. Acesta e planul diabolic. Dar a venit ceasul, ceasul morții și al disperării. Pe de o parte, spânzurătoarea și așteaptă victima, numai că în ultimul ceas, victima este alta. Nu e Mardoheu, e tocmai Haman, cel care a pregătit-o pentru că specialistul ultimului ceas intervine. El n-a intervenit când se pregătea spânzurătoarea. El n-a intervenit când se pregăteau toate uh, mizeriile acelea politice pentru a fi exterminat un popor. Pe spânzurătoarea înaltă însă atârnă în frânt Haman. Și zilele morții au devenit zile de sărbătoare. Purim! Trebuiau să piardă toate averile evreii, dar acum primesc cadouri. Mardoheu devine prim-ministru, iar Estera este cea mai frumoasă regină din istoria persană. Frumoasă nu doar la chip, dar și la caracter și la spiritul ei de sacrificiu. Și evrei sunt cei mai fericiți de pe planetă, poporul care trebuia exterminat. Ajunge mai bogat și ajunge mai puternic. Pentru că este cineva care totdeauna, în ultimul ceas sau aparent ultimul ceas al istoriei, intervine și intervine totdeauna în favoarea celor pe care îi iubește. Alături de ei a lucrat din umbră specialistul, marele specialist al ultimului ceas. Binecuvântat să fie în numele lui. Putem continua cu Daniel, un student impecabil, dar emigrant, așa că nu prea iubit de băștinași. Și invidia își face tot mai mult loc pentru că Daniel avansează, Daniel urcă pe treptele scenei politice. Ajunge sus, sus de tot, la dreapta regelui. Guvernator, dar fără dram de corupție. Și deodată invidia îi adună pe cei care îl urăsc, Serviciile secrete studiază toate arhivele care îl privesc pe Daniel, îi ascultă toate telefoanele, citesc toată corespondența, dar i-au analizat toate mișcările, dar nu au găsit nimic. Nu au găsit nimic de incriminat, pentru că el respectă legea. Și artificierii răului au găsit totuși o breșă, o soluție. Un păcat al lui Daniel, o mare greșeală a lui Daniel. Daniel se roagă. El e credincios și nimeni și nimic nu l va opri să se închine lui Dumnezeu. Așa că pregătesc un proiect de lege. Bine gândit, bine pus la punct și îl propun regelui. 30 de zile interzicem prin lege rugăciunea. Nimeni nu are voie să se roage și nimănui nu îi se poate aduce închinare decât împăratului. Și așa s-a pregătit calea ecumenismului Antichristului și se pregătește mereu. Daniel este prins rugându-se, flagrant evident, și pentru această crimă abominabilă este arestat. Judecat pe repede înainte, într-o singură noapte și condamnat la moarte, o moarte teribilă, în groapa cu și poate la urechea lui Daniel se auzeau șapte, roagă-l pe Dumnezeu să schimbe împăratul părerea, roagă-l pe Dumnezeu să se întâmple ceva cu călăii tăi, roagă-l pe Dumnezeu să se întâmple ceva, să se întâmple ceva, până să ajungi la groapă, să se întâmple ceva, dar pare că nu se întâmplă nimic. Regele se apropie de groapă și îl plângea pe Daniel ca pe un mort dimineața. Dar Daniel e viu. Specialistul ultimului ceas a apărut acolo în groapă. El nu s-a prezentat la proces, el nu a venit în drumul spre groapă, dar în ultima secundă, când Daniel a fost aruncat în groapă, marele specialist al ultimului ceas era cu Daniel acolo. Și el a închis gura leilor, pentru că este singurul care are în mâna cheile morții și ale locuinței morților. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Este o vorbă, nu mor cai când vor câini. Și acolo, tot acolo, în ultimul ceas, pentru că asta, asta, face specialistul ultimului ceas, întotdeauna este acea răsturnare de situație. Pe spânzărătoarea lui Haman, sfârșește Haman. În groapa cu lei, ajung invidioșii care l-au trimis pe Daniel în groapa cu lei. Asta se întâmplă întotdeauna, când sap groapa altuia, cazi singur în ea. De asta este bine să nu faci niciodată rău, pentru că răul se întoarce asupra ta. Pentru că este cineva care vechează în ultimul ceas să schimbe toate planurile, să încurce toate planurile omului și este singurul care este suveran și are în mână istoria lumii și istoria vieții noastre lăudat să fie în numele Lui. Mai merg un exemplu înainte, David, persecutat de Saul, ajunge la Filisteni, ca un emigrant, lucrează ca mercenar, dar într-o zi pierde totul. Șeful îi spune că deocamdată nu mai are nevoie de serviciile sale, colegii lui n-au încredere în el, așa că David, poftim acasă, ia-ți echipa, și o să mai vedem. Întorcându-se acasă vede un fum ridicându-se spre cer. Casa este arsă, satul totul este prefăcut în scrum. Familia nu mai este. Totul este luat, iar colegii lui, prietenii lui deja complotează împotriva lui, pentru tot, toate nenorocirile. Trebuie să găsim vinovatul, că așa suntem noi. Și cine e vinovat? David. Așa că iau pietrele în mâini și spun, trebuie să-l ucidem, că poate așa rezolvăm și noi situația. Fiorul morții îl înfășoară pe David, moartea și arată colții. Dar ca oricărui deținut, ca oricărui condamnat la moarte, îi se permite totuși o ultimă dorință. Care este dorința lui David? Un efod și o rugăciune o rugăciune a ultimului ceas, o rugăciune către specialistul ultimului ceas. Doamne, probabil e prea târziu. Mai am vreo șansă? Se mai poate face ceva? Există o lumină cât de mică la capătul acestui tunel sau sunt pe malul gropii și următorul pas e în groapă? Și din cer se aude o voce. Am fost mereu cu tine, și voi fi și acum. Viața nu s-a terminat. Ba, din potrivă, continuă să lupți și vei birui și vei deveni mai puternic decât ai fost. Și așa a fost. A pornit, a recucerit totul, ba chiar și mai mult, mai mult decât a pierdut, a câștigat în ziua aceea. Părea că ziua aceea neagră avea să fie ultima zi a vieții lui, dar ea n-a fost decât începutul la ceva mai glorios. Și de atunci au început ani mulți de domnie, de bucurie și de fericire. În ultimul ceas a intervenit Dumnezeu și a adus ceea ce părea imposibil. Când diavolul a spus, s-a sfârșit cu tine, Dumnezeu a spus, abia începe viața cu tine, adevărata viață cu tine. Petru, arestat, Condamnat la moarte. Pe de o parte, biserica se roagă, dar pare inutil. Zilele trec și ajunge ultima noapte, ultimul ceas. Temnița este de maximă siguranță. Sentința de moarte este definitivă și irevocabilă. Dar o lumină din cer se vede. Pe acel cer al ultimei nopți, un îngerul lui Dumnezeu vine chiar în ultimul ceas, îl trezește pe Petru, cad lanțurile, cătușile, se deschide ușa blindată și Petru este liber și aleargă la Isai. Dar culmea, ca Isai nu cred, e ultimul ceas, de fapt e prea târziu, nu mai este nicio șansă. Dacă n-a intervenit Dumnezeu până acum, dacă n-a intervenit până astăzi, e prea târziu. Și la ceas, ceas târziu, Petru totuși bate la ușă. Sau oamenii nu deschid. E prea târziu să se mai întâmple ceva. E o nebunie să mai crezi că se mai poate face ceva. Doar îngerii mai pot păși pragul necredinței noastre. Doar în cer îl vom mai vedea pe Petru. Și deja pregătesc în mormântarea. Dar Petru e real, nu e un înger. Petru e viu și e liber, pentru că la el, în temniță, a venit marele specialist al ultimului ceas. Binecuvântat să fie numele lui. Și mă apropii de încheiere cu cazul pe care l-am citit, Lazar. Prieten apropiat al lui Isus, gazda lui preferată, un iubit. Familia lui era iubită de Isus. Atâtea zile au fost împreună în casa lor, atâtea amintiri. Dar brusc vine boala, și femeile acelea trimit, transmit mesajul, cererea către Isus. Vino, prietenul tău, Lazar, pe care îl iubești, este bolnav. Tu care ești specialist în vindecări, tu care ai vindecat atâția oameni, ești chemat, ești invitat. Vino și ajută-l prietenul. Repede, e grav. Dar Isus nu se grăbește. Nu se grăbește deloc, ba chiar își prelungește șederea unde era, așa că Lazar moare, este îngropat, iar Isus abia la patru zile ajunge și el în Betania. Prea târziu, tulburător de târziu, dezamăgitor de târziu, ambele îi spun aceleași cuvinte, dacă ai fi fost aici. Dar acum e prea târziu. Dacă ai fi fost aici, a trecut ceasul. A trecut vremea, e prea târziu. Iisus însă insistă să fie dată piatra la o parte. Miroase, e periculos, e târziu, sunt patru zile. Dar El insistă și cheamă mortul pe nume, iar mortul iese afară, sfidă în legile naturii și ale fizicii, pentru că cel care îl cheamă este specialistul ultimului ceas. Pentru el nu este prea târziu. Niciodată pentru el nu este prea târziu. Pentru el nu există niciodată un prea târziu. Nu știu cât e ceasul. Nu știu cât e ceasul tău. Nu știu cât e ceasul pentru tine. Nu știu ce înseamnă ultimul ceas pentru tine, dar vreau să-ți-l prezint pe cel care este specialist al ultimului ceas. Când pare că totul e pierdut. Când pare că nu mai există nicio soluție, când pare că s-au epuizat toate resursele, când pare că ceasul vieții tale arată deja prea târziu. Este cineva care poate interveni. Nu-i da, în cer, avem un specialist pentru prea târziu. Avem pe cineva, avem un specialist pentru nicio șansă. Avem un specialist pentru ultimul ceas. Și acesta este Isus Hristos. Dar fă din ultimul ceas un ceas al rugăciunii. Un ceas al încrederii în Dumnezeu. Încredete în Cel ce are puterea de a face minunea care pare imposibilă, pare incredibilă, dar pentru El, care nu este limitat în spațiu, în timp, nu este limitat de materie, nu este limitat de nimeni și nimic, pentru el nu există prea târziu. În dicționarul lui Dumnezeu nu există cuvântul imposibil, nu există un prea târziu în calendarul lui. El, care este infinit, care este nemărginit, necuprins, în timp și în spațiu, el poate totul. Binecuvântat să fie numele lui. Și trebuie astăzi, mai mult ca oricând, să ne rugăm celui care are ultimul cuvânt. Închei, aducându-vă aminte de situația, de contextul în care trăim, nu domnul Putin are ultimul cuvânt, nici Joe Biden nu are ultimul cuvânt, nici Bruxelles, nici o altă instituție, nici un alt for nu au ultimul cuvânt asupra planetei. Istoria lumii o scrie Dumnezeu cel care are în mână cărma istoriei, este Dumnezeu. El este specialistul ultimului ceas și când mai puțin te aștepți, vei auzi poate o știre, vei auzi o veste, că totul s-a terminat, că lucrurile iau cu totul altă întorsătură, că planurile oamenilor se vor încurca, că lucrurile se pot întâmpla mult diferit față de așteptările sau pretențiile sau planurile oamenilor. Pentru că cel care este în control este Dumnezeu. Și cartea Apocalipsei ne arată în mod clar și fără echivoc că specialistul ultimului ceas va interveni și în istoria lumii și în istoria Bisericii. Oamenii pot face planuri. Anticristul, diavolul poate să facă multe pregătiri și poate manipula omenirea și duce lucrurile oriunde ar dori până la un punct. Intervine Dumnezeu exact în ultimul ceas. Eu cam așa îl văd pe Dumnezeu din istorie. Pare că este înfrânt. Știți că la Scannenberg. Pare că e înfrânt și dintr-o dată lovitora de grație. Așa a intervenit totdeauna Dumnezeu. Dumnezeu lasă din adins planul lui Haman până la un punct. Planul invidioșilor lui Daniel până la un punct. Planul fraților lui Iosif până la un punct. Totul permite Dumnezeu, Dumnezeu permite răului până la un punct numit ultimul ceas. Dar în ultimul ceas intervine Dumnezeu și aduce izbăvirea. Pentru că El este specialist al ultimului ceas. Binecuvântat să fie numele Lui. Așadar vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului.